Domnul Țopra părea una dintre variantele probabile pentru banca oțelului. Tehnicianul născut în Galați și crescut la clubul de la Dunărea este însă sub contract cu Federația de Dincolo de Prut. Încă sunt sub contract cu echipa națională de tineret a Moldovei. Sunt niște oameni care au avut încredere în mine în anii aceștia și față de care am un respect deosebit și sunt obligat într-un fel. Dar e un proiect frumos aici la Galați. Nu se știe niciodată. O să vedem ce va fi pe viitor. Deocamdată sunt sub contract cu Naționala Moldovei și e foarte greu de discutat în acest moment de altceva. Dănuț Oprea are un program bine stabilit la selecționata de tineret a Moldovei. Tehnicianul nu exclude însă posibilitatea ca să antreneze suporter club oțelul în viitor. Pe 9 august am meci cu Cipru, pe 31 și pe 4 imediat am Croația și Grecia. E complicat să spun acum ceva. Într-adevăr, este un proiect la care mi-ar plăcea să particip, dar în momentul ăsta trebuie puțină gândire și trebuie puțin analizat. Trebuie de analizat. Nu trebuie neapărat de analizat. V-am spus, cu sufletul întotdeauna mi-am dorit să revin odată și odată acasă. Pentru că aici e, până la urmă, casa mea, aici am jucat 13 ani, dar știți că sunt perioade ale vieții în care vrei să te întorci și nu poți. Sau altele când vrei și la fel. Nu știu, o să vedem, deocamdată, v-am spus, e complicat. Fiul lui Dănuț, Rareș, se află în lotul oțelului și ar putea fi titularul postului de fundaș dreapta în sezonul următor.